BC Timba a obținut prima victorie la turneul de sală de Divizia B pe care îl găzduiește. Urșii au trecut duminică de BC Timișoara 2 cu 72-58 și rămân neînvinși în fața satelitului Leilor din Banat. Echipa lui Bogdan Murărescu a controlat jocul în permanență și a câștigat 3 din cele 4 secvențe ale meciului. Un meci pe care l-am controlat, zic, de la început până la sfârșit, cred că l-am condus tot meciul, nu am fost depășiți niciodată la capitolul ăsta al scorului. Am avut momentele mai bune pe final, probabil și am și practicat o apărare foarte bună. Florin Popa de la Timba a reușit o partidă excelentă cu 28 de puncte marcate, în timp ce tot cu 18 puncte a fost cel mai bun de la BC2. Turneul continuă până marți la sala Olimpia și sala Mircea Albu.